În decursul anilor, Ana Maria Prodan s-a afișat cu mai multe personaje controversate, despre care presa mondenă afirma chiar că ar fi interlopi. Printre cei cu care impresara s-a înțeles de minune se numără Fane Spoitoru, Bebe Cămătaru, Costel Corduneanu, Iulian Bocu și mulți alții. Totuși, un alt afacerist ar avea o mare slăbiciune pentru ea. Se cunosc de ani buni și nu a văzut niciodată cu ochi buni relația ei cu Laurențiu Reghecanf. Cel cu care vedeta nu s-a ferit să se afișeze este chiar Beinur Nureddin, cunoscut ca interlop și spaima litoralului. La început de an l-a și invitat la podcastul ei. Când l-a prezentat în fața publicului, a transmis: "Îl cunosc de o viață și nu este nici acest bau-bau care mănâncă oameni, ci un om de afaceri. Este un tătar cu nume foarte rar," a spus Ana Maria Prodan. "Am venit la tine din drag. Cred că suntem prieteni de mult timp. Chiar de o viață. Și trebuie să ne respectăm și să ne ducem la final misiunea," a completat prietenul ei. Cu acest prilej, impresara a ținut să lămurească faptul că Beinur nu este interlop, ci un afacerist care a activat în turism, imobiliare și altele. Are două parcuri de distracții și a avut o echipă de fotbal de la Ciprian Marica. A ținut-o 2 ani. A renunțat la ea din cauza unor divergențe. În vara anului 2023, Ana Maria Prodan posta o imagine cu Beinur Nureddin. Nu trecuse foarte mult timp de la divorțul de fostul ei soț, Laurențiu Reghecanf. Presa mondenă a ținut să speculeze că între cei doi ar putea fi o poveste de iubire, chiar dacă ea a spus din start în descriere: "Îmi iubesc prietenii." Ulterior, și spaima litoralului a explicat natura relației lor: "Amândoi îmi sunt dragi, dar fără să se supere Ana. Giovanni a fost și e pentru mine unul dintre cei mai mari impresari din lume. Pe locul întâi Becali, pe doi Ana," a transmis Beinur Nureddin.